Йо вас, Алусти Мас, приятен, я вас приветствую, дорогие друзья. Держа пименя макунаштец, синину кунашт ел Едуард Пляшка, кодовое название батюшка. Дечи, стимас приятен, аз вазут ель, во цар антрягу, вазут видео, каре лам публикат, кум кропау пекура. Мазут, кунзык молдовени, лачет дуай, интерпрендера дистат термоэлектрика. Аз вазут ше реакция лачидла термоэлектрика. К птим англор душ, дуай душ, три, но вот ни шо скуржер, ни шо аварий, ни шо ангропарий, ни кт, ты четко. Ше, наверное, все это произошло в 15 году, к новут локи инцидент чала. Ну, макакулу ярбайкам кофни и пиведи ур лечали один дом, еще с пшкера душ, три дечембри. Ше ше абури, ше упары, ше один пекура ше. Сведики Розера, Фары, Нушть, Далано, Ярба и Верди. Ну, короче. Аму, а сейчас видео эл филмам. Пюрма, может, так, чувак, куда мне идет, а солдам. Фейсбук, Инстаграм, пистет. Не винит нечто идеи. Сейчас стабилит ел. Унили лукру лян спусла домна рацанна. И мещу не ярила кутенягра. Репка кулну препти ворги. Короче. Пекура у фост ингрупата, марти, априли, май, пентру шо ингрупау, ка ера скуржери, ка врагу са ингрупи, ка сте мео, ка сну виво инспекции с хей проби, ну шти, склари все органи дрепт. И лукру лора, полна урма. Дар, пи минима интересяза са и приним вывести на чистую воду этого леву, обмалу спыну, Андрея Андреевича Доминатору, care e directorul interimar, care deține ilegal funcția asta până în ziua de azi, și achită, în primul rând, pe cură lui Spânu, așa numit, compania și euro, cum se numește. Вот. Deci, răspunsul nostru pentru termoelectrică ar fi următor. Prima, sunt videouri diferite, nu mințeți oameni. Doi, tractoraș și al galben GCB. Termoelectrică au început să le procure din martie-aprilie 2017, adică în 2015 nici nu existau. Și până la urmă am aflat încă un lucru foarte important, că acest tractor GCB, numărul din matriculare TAP, TAP 567. Și tractoristul este Negară Isai, și lucru dat a avut loc, adică cel mai mare îngrupări de păcuri, tipa ei le-au făcut totuși pe 8 noiembrie 2022, dar asta nu schimbă situația tare. Și ia că numai cine a venit o idee, că cunoscând numele tractoristului, domnul Negară Isai, pe care ieri îl căta Leus, Leu, directorul de la Termoelectrică Alcata, spui că, nici într-un caz să nu recunoașteți nică, n-ați îngropat nică la lucru, n-ai fost, nu știi nică și așa mai departe. Eu m-am gândit că noi să-l sunăm amu pe acest domnul tractorist Negară Isai și să încercăm să vorbim cu dânsul, să vedem și a să ne spui nou om. S-a prini ori nu, amu și vedem. Important este că deși lângă mine este Eduard Pleșca. Că dacă îl sun eu cu vocea mea, vă dați seama, omul poate să dăie seama și nu știm care va fi reacția. De asta am stabilit numai și planul următor. Facem o leac de sledstvenă experiment. Deci Eduard Pleșca, amuș cu numele Eduard, îl sună pe domnul tractorist, fiind tipa consilier pe misiuni speciale a lui Recean prim-ministru și Recean i-a dat indicații sclarif și tăți care sunt genoveți și bă, și bă traș la răspundere și să nu steam omul și amuși vedem cum reacționează. Căroși, încă o dată. Deci, domnul Petru scrie numărul 0609 43 6. Так, ну, ultimele două cifre noi le dăm, tot și-ți dați personale astea. Gata, da? Nu. Așa, stai. Deci, îl sunăm pe astea, ai înțeles, adică îi spune, căruciul suniu, domnul, da. Dară, bună ziua, da, sunt Eduard, da, consilierul domnului, da. Prim-ministru, că noi ne clarificăm, tu da, și da, na, naș. Ладно? Да, și da, ceva vezi că el
межила конта кума туда-сюда, здесь кяка давнит ланой дом усатый и шпингувер фай скандал. Тот акцию, ну и штимку фост. Да. Мотали спуну луку чинистит. К ну я с ней разберем шкулю. У фост тот уж сял май май мульт мотали ингрупат ан май душ три. Уарь пиоп ноембри дум не душ дуй. А инцелит, да? Да. Башка, все, огонь. Меня же номер это телефон. Никак дома не пора. Да. Алло, бына зила. Бына. Дома не гара? Да. Та, за ней исполни Эдуард Плешка, сын консилеру дома премьер-министру по ситуации эксцепционали. Știți dumneavoastră cu incidentul ăsta care acum se întâmplă, care usată a ieșit la televizor și a declarat cu situația care este. Sunteți la curent dumneavoastră cu toate momentele astea. Tați, noi trebuie să avem o explicație corectă și în lucrurile care se întâmplă și s-au întâmplat de fapt acolo. Acolo usată îi spune că toate momentele astea care s-au întâmplat azi primăvară în luna mai. Noi după... Ascultă-mă, în cât timp ți sună pe mă, da? În 10 minute, e că nu... А, я 5 минут, да, да, сон. Да. Ага. Я ломаю с ей паузу, суни, Лазавгар, Лулеус, Рапортезок, Сунна Ричан, Сил, войну, стай, Олег, требуем Аталис Распонс, Энмай, Уаре Пиоп, Ноемри, Сунна Ламун, куда ты на покел снул Довдяска, муж снул с парей начальник, пуни пешпикер. Да, вы, Майертаска, инстинкт, тут уж и треса, Эймай, Уаре Пиоп, Ноемри, я красно. Când ați îngrupat bătul? Gata, nu răspunde. Tu ai vrut, tu ai un tractorist, o luat și tu răzvădită ei. Doamne ferește! Айсен, а это что, Вайт, вам не ферешьте, не отпускай его, не отпускай его, что я май ну стригам ингура мари, ну аму распунсу, май урвоп ноембри, зидема можешь пойти, куда мне идет, а муж сын на пой, рогати латыть иконли, корешти, штыть помельли, поесть, тыть помельче отсюда, аминь. А салишь, когда кела му сунула директор? Да. Шизычку, а я косовно, чесу дзык. Елдяса, вес, туда сбой. Сунул куда-то, сунул куда-то, ну и до войсбургерску начальство. 1-0, пока мы проигрываем, а мы же видим. Шну ты бы испуплешь, когда сидит дома Эдуард. Да я лорком вымоведен на телефон. Пеленний дискиз. Да. Абонату се афлы на фара арии де коперири. Вы ругаем се ревенит май тарзим. Абони... Эй. Да, требует слушать, да? Да ну, вообще, да, я еще пусть и был бы, да, требует, я стоя, ну. Ты раз, я ж, вы, по еще пусть, ну, ставил лякой, по-моему, ну, вообще, бэк-мэк, сунул куда-то. Ну, на весом вии мессажка, соку не ктать. А может быть. Ну, если ты с телефона пока. Абонату се афлы на фара арии де коперири. Вы ругаемся. Суспарет идет дата требуя. Ну что вы, бля, один из унабью колусатый, слышь. Ставим от того ляка туда-сюда. Ел, бей. Дямон целес, да, тларин целес, требесал цен. Я у тебя сон. Алло. Я с консильеру домову премьер-министру, домову Речан. Пи ситуация эксцепционали. Вам спус Эдуард, он спуни, Плешка. Эдуард, Плешка. Да, я так врезал информацию, а ты А, ну... Ну, ні, що проблема, ви вас вам це лізь, шеф, я не треба інформації, я врю сам це лізь, витаць, вакарі ситуація. Так, я цим даю воїм,
mata eu înțeleg, dar eu am și eu, dar eu te... Da. El ați vedea voi, pentru că oricum noi suntem în conlucrare împreună pentru a depista situația care și ei se întâmplă. Dumneavoastră spuneți-mi un singur moment. Într-adevăr, asta a fost în primăvară sau în toamnă a fost? 8 noiembrie, că toată informația că ei, USAT îi spune că asta a fost la sfârșitul lui mai, dar noi avem informația că a fost pe 8 noiembrie. E corect pe 8 noiembrie a fost? Da, e corect pe noiembrie, da. Pe data de 8 sau altă dată? Data de 7, eu am întrebat pe eu și ieri, data de 7 noiembrie. În jurul de câte toni au fost acolo, adică acum, cu aproximația care o știm atac? Pentru că noi să vedem care e situația de fapt, că să nu vedem... Trebuie să facem așa, dă eu sunt șeful și pe urmă să spune situația. Nu, că numai cât e tonajul și gata, spuneți-mi și nu e problemă și tonaj. Nu pot să spun. Tonaj și tonaj acolo, eu să fac, eu lucrez pe instalator. Ei, mata la ochi, tot lipșechi, măcar cât de cât. Șeful, două camaduri de... Pământ a încărcat. Bun, dar cam la așa dânșime acolo, mă ta dacă sădeam asta știi la așa dânșime. Vreo 2 metri în zăpadă. Vreo 2 metri, aha, și ai turnat deasupra, dar mărimea la bazinul ăsta cât cam era? Bazinul ăla pus și 2x2, mai mare nu era. Bazinul ăla. Dar ce leu, dar spune că deloc nu a fost, eu nu înțeleg de ce el spune că nu a fost așa ceva. De ce el se ascunde? Că ea spune eu că s-a întâmplat sau eu știu, de ce, nu știi mata? Nu știu eu, unii mă trebuie să-i luați la lucru. Ai. Spune, eu sunt lucrător, eu sunt excavatorist. Dar indicația el ți-o dat-o, adică indicația de la dâns? Indicația, adică îi dă comandă din garaj și gata. Eu mai departe, unii mă trebuie acum mă duc pe lucru. A, Zavgaru, mă tai în vedere că Zavgaru, da, adică, da. Da, nu Zavgaru, dar primește-i comenzele pe poștă electronică, pe computer și unde mă trimite acum mă duc pe lucru. Îi dau comandă de cară. Dar în dimineața spune, unde duci încolo, duci încolo. A, dar mă ta stai, mă ta nu ești la termoelectrică lucrător, eu nu înțeleg. La termoelectrică lucrător, la termoelectrică. Angajat acolo, da? Și cum mă ta vezi? Și mă ta te uiți în computer și nici cum îți trimat? Nu, nu spune, dar îmi face comenzele, le fac. Fac comenzele pe foaie. Ești comandă, ești tot. Nu bun, dar acolo erau... Bun, ia ascultă-mă ta, hai eu mă dau... O secundă și pe urmă mă suni mă ta pe mine că îți vorbești cu Zavgaru, cu Năcealnicu și pe urmă îi sunam mă ta iar pe mine. Spune-te rog, la ochi așa, erau 10 toane, 100 de toane, 1000 de toane, măcar aproximativ că... Nu poate 1000, n-are cum, este să zic, deci camaduri și băi astea sunt 80 de toane. Și erau cam... Nu erau 10 camaduri. Dar vreo 5 erau? 7? 2-3 erau, mai mult nu erau. Asta camazuri de pământ sau de păcură, mă tați zici? De pământ. De pământ, dar de pătură, eu nu știu de pătură cât era. Nu știi de păcură, cam cât era? Nu știu, eu de păcură nu știu nică. Nu cum, cât? Eu nu știu nică. Dar ora, după, la ce ora era? La, pe data de 7? Zis... Nu, e... Dimineața. Dimineața, când de comandă, mi-a dat comandă, m-am dus la ora 8 în garaj și m-am dus acolo, la păcul, unde acolo. Gata, mă, ce facem? Am lucrat până oara 3, gata cum, masa, ce, zechi. Aha, dar ți-o spus, ți-o dat indicație că să nu spui la nimeni, că sunt întregi dâns și dacă și-au... Nu, nu, dat nici, e că ieri m-a sunat șeful și mi-a spus, că ce dat-o fost, pe urmă m-a sunat și gata, eu nu mi-a spus nimeni. Dar, mata, de ce zici că trebuie să-i suni să-i întregi pe dâns? Dar, este, dar eu trebuie să dau comandă, eu trebuie să... Ei, dar până noi... Haide... Da, da, cum atât, da, 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 de-am ne-ai spus tot post, nu, o sună, oricum, noi de-am înțeles toată istoria. Nu mă bine, strâși. Бачка, te uzi Dumnezeu și ai scăpat că pe nurechiu. Короче, stimați prieteni, ați văzut amu, cum s-ar spune, без подготовки, cum s-au făcut în 3 minute, și ea, și ieri tot țara a discutat cum s-a îngropat toni de păcru, el câte o dus trei camazuri de pământ, o dus ca să acopere. Vreo 3-4 camazuri de pământ, o dus ca să acopere, da. Primera țin. Și o dus că data de 7, da? Data de 7 dimineață. Data de 7, noi am spus data de 8, o zis că nu că pe 7. Короче, prieteni, am vă dat seama că acest leu numit Dispânul, care mai multe informații am primit, că lucrează ilegal, de mult de ține funcția de interimat, că a fost pus director general interimar nefiind lucrător la termoelectrică. Короче, e un om care, în afară că e bețăvan, spune lumea că șed numai gărăf pe acolo, pe lângă de timpul pe coridor,
Ангшио Мичинос, Кендоу Мичинос, предыскной пивреем алоэ, Камазу ламастья. Я сунул куда-то пи, мужик, апропо. Шедзичквей, да, трактору кукарей лукрат мотали. Ой, я к нему винит. Еще один вопрос, ашек. И трактору сел GCB. Ари номер тап, шин суть, шей это шепти? Номер день регистрали. Занят. И окупав. Вот Андрей Пшеп, Демень. Да ну и ты, с этим консилиером, так писать их чепционали, ты с тем, чем консилиером дом применил. Я с перкой, не жду мне вас, не речан, ну как бы, ну не требует с чем консилиером и речан. Саложу тем, с депустем и фрапе. Да, пусти с кум, когда к суна, я же с пнекой, Эдуард Плешка, батюшка, шти кум, ну межа раскладу, даже у фост, вот это, ну машинч минут, он вкрат консилиер. Ларичан в ситуации эксепционали, что на вам... Инфракционный пилок. Инфракционный пилок, ты блин. Я говорю, уйте, вам ратат кум слукряза. Я не врал с публик видео, все суните, но я мы дат, что кумам афлат ситуацию, куказу трагик ла аэропорт, казан залезет, да, кулын генерал, не зу рапорта, не дат, копил, а до сари дин Таджикистан. Короче, блин. Межа. Так. Îl menționăm o dată pe... Pe domnul, să întrebăm. Tractorul, care era... Iar eu te sun pe matare. Ai vorbit cu șeful? Șeful, da. Șeful, știi ce mi-a spus? Șeful a spus că de la biroul de informații la termoelectric, toate indicațiile sunt acolo. A, bun. Ei, bun. Asta nu e și o problemă. Că noi să... Aici trebuie niște informații ca noi să vedem, să dezmintim anumite momente, că nu a fost primăvara, nu a fost... Spuneți-mi, vă rog frumos, o singură întrebare. Tractorașul ăsta care lucrăm a ta, este TAP 567 numărul? GCB-ul ăsta? Da. 567, TAP. Da. Dar în ce an el a fost adus și cumpărat atunci acolo la dumneavoastră? Eu am de lucru tot birou de informații la... A, bun, dar tractor... Încă o dată, uitați-vă, că și aici am vorbit, încă o dată am vrut să confirm momentul. Dumneavoastră a spus că e pe 7 noiembrie a fost, nu pe 8. Nu știu, acolo toată informația. Haideți că am vorbit până, mi-ai spus mata de două ori care problemă, că eu să scriu, am și eu șef, trebuie să le dau și eu lor. Nu, duceți-vă la termoelectrică, toată informația acolo. Ai eu, știi că mă e. Asta e pe mata. Matale, trebuie ca ați trebuiască să chem pe mata, să tot una să trebuiască să dai declarațiile iese. Eu intuiesc că e cam așa, aruncă pe mata, tăt, aruncă pe mata, că mata ești vinovat și știi cum la challenge, îți dau cu... Da, cu tăcele la gard. Nu, mata ești... Spune-mi, te rog, 7 sau 8 a fost? 7 sau 8? Nu pot să spun, dar... Eu, când ați mai chemat, atunci ne-a chemat, ne spune. Bine, ok, da. O zi bună, la revedere, numai bine. Dacă ceva ne mai sunăm și mai vedem, haideți, numai bine. Am înțeles eu, am înțeles. Da, e important că am înțeles că numărul, da. Mai chemați, este judecata, este adăugatul, poftim, nu este o problemă. Da, numai bine. La revedere. Короче, ребята. Газов оборгит к шефу. Оборгит к шефу, шефу, дедату, дескнул, дедусла информатила термоэлектрика. Якобы, да, сама. Ребят, вы понимаете, самый большой цинизм, как я говорил, уже прокуратура должна разбираться, что это было все-таки. Этот, как его, закопали специально. Или она была авария, они решили спрятать последствия аварии. Но закапывали в землю тонны. Вы представьте, если он привез 3-4 КАМАЗа земли, чтобы засыпать эти ямы дополнительно. То есть, получается, был грунт, когда вырывали яму, и грунт, когда... И грунт, который еще привезли дополнительно, он говорит, на КАМАЗе. Короче... Стоп. А доплати ей, может, они засыпали, вывезли грунт и привезли другую чистую землю, как штярга урмили, ёпта, я на целом куда-то. Короче, подожди, Эдик. Суну жне требари. Да пеншеца дус 3-4 камазы, где помын двой дорка на цапат гропа, а цавут помын тут и гропа. Я сунул ему. К пати, может, они засыпали, вывезли тот, он впитал в себя все. Я испомнил, он требует, как я луни диспонибил сви, как си тем. Эдик, хай ласка. Я нас я с его. Вы пуни спикер. Я понял.
Spun domnului cum el e. Domnul Negar. Domn Negar. Ia nu zic. Nu răspund. Iar e la volan. Gata, l-a spărit directorul și nu, nu stai o leacă. Nu. A țin, țin. Все, запугал директор. Приятен. Вот этот звезут, отцаудзит. Дальше сами делайте выводы. Кто врет? Я считаю, что этому трактористу нет смысла обманывать. Вы видите, пока его там директор или кто не запугал, говорит, вызывайте официально, ковыкат и так далее. Хорошо, хоть мы, он нам подтвердил трактор, на котором копал, то, что туда было привезено 3-4 КАМАЗа грунта и так далее. Дичь, дом Унигар, Исай, а с приветствуем сейчас видео куда-то. Мотали Нани Шузина, вы исполнитель. Так это вам не ферешьте, а с вас перей. А сейчас Леву, Бецван, директор Латермоэлектрика, Уорялс, начальник Пекола. Мотали ешь директ Ламини, Шатунся и Асвады Хинсам носила в правде. А шека навес грижи. Ее кретка зва перемотали у цара антряга. Да и что требует из подлугари трасс шла распондериш богатым пушкарей, как улу ли луку. Симас приятен, КамАЗ-то уфо ситуация. Ее магнем кастрюля суприм камера, к пойти, но распонди возьмадер. Видит, что принят этот антросенгур на регистрале. И трист, а это требовало суфака ери, кер дупа еще пару видео алси. Ну, мог видеть, к ним минусы нишка, не катен к тапера клар. Аму леву, ну, к сплечи дела кермо электрика. Ел держа, ну, пальцы жды и демиссия, просто уж солскуата речан. Йок, консидер, кел терес мергаш сфак пушкаре. Ки ери удат комуникату, вчал ди пресы. Манипулер поличи, на-на-на, нуштищи, короче. Просто кончено. Вадурец козибона, советствован уикенд фрумоз. КамАЗ-то ситуация. Сила в правде, ребят. Все, пока. Да, мне жаль.